Dar o să vedem și ce se întâmplă când o să dispară tractoristul, pentru că, da, vin utilajele care nu mai au nevoie de conducător pe ogoarele din România. Pentru început, doamnelor și domnilor, vorbim despre agricultorii din ferme care ar putea fi înlocuiți de tractoarele autonome. Ei bine, a ajuns deja primul prototip de acest fel și în România și vedem ce poate să facă și pe cine amenință, dar și pe cine ajută. Cu 250 de cai putere și cu o capacitate de lucru de 23 de ore pe zi, tractorul autonom concurează serios cu orice angajat din marile ferme. Iar asta pentru că utilajul poate face toate muncile câmpului. Un tractor autonom poate să lucreze 23 de ore și jumătate din 24, are nevoie de o mentenanță relativ simplă, mare parte din ea și-o face singur, cum ar fi suflatul radiatoarelor sau gresarea automată. Încă este departe momentul în care va exista un tractor autonom care va face mai bine lucrările decât un tractorist cu experiență, dar nu foarte departe. Fermierii însă nu sunt la fel de încrezători. Sunt puțin uimit de prezența lui. N-am avut de-a face cu așa ceva în zonă la noi până acum. Și sperăm că ne adaptăm condițiilor științei din... Credeți că o să se întâmple așa ceva în agricultură? Nu, sincer nu. Nu credeam, nu. Eu am o părere proastă despre acest tractor ce a venit la noi în fermă. Nu știu, părerea mea este că e prea mare lauda pentru el față de ce poate el să ducă. Deocamdată omul, eu zic că este de neînlocuit. Tractorul autonom este controlat de agricultor prin intermediul unui laptop sau chiar al telefonului mobil, transformând astfel agricultura într-un loc de muncă de birou. Am lăsat robotul să continue lucrarea și am intrat în portal, în platforma AXID. Putem să-l vedem, în momentul de față, poziția lui în câmp, traseul care îl va urma, parametrii motorului în timp real, inclusiv un live view pe camerele acestuia. Fermierii din România chiar au o problemă cu personalul și devine o necesitate și nu doar de domeniul SF. În străinătate, din cunoștințele pe care le aveți, funcționează deja astfel de aparate și care ar fi randamentele lor? Din ce știu, în Europa sunt peste 60 de unități funcționale, livrate, Australia, Anglia, și fermieri care lucrează și în felul ăsta compensează pentru lipsa de personal. Prețul unui tractor autonom dotat cu tehnologie de ultimă generație este în medie de 350.000 de euro, în funcție de dotările cerute de agricultori.